Stați-n casa Domnului în curățile. Pelerinii din toată țara au participat vineri 6 august la hramul mănăstirii Nechit din județul Neamț. Sfânta liturghie a fost oficiată de către preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Mănăstirea Nechit se află în comuna Borlești, la 35 de kilometri sud-vest de Piatra Neamț, fiind ctitorită în secolul al XV-lea de monahul Nechit Sihastrul. Așezământul este construit într-o poiană și este înconjurat de pădure. Desfințat în urma decretului comunist din anul 1959, s-a refăcut în întregime după anul 1970 prin strădania arhimandritului Zenovie Ghidescu, mutat la Domnul pe 18 martie 2014 și prin efortul arhimandritului Zenovie Grigore, starețul mănăstirii. În patrimoniul mănăstirii Nechit se află două icoane făcătoare de minune ale Maicii Domnului, precum și alte obiecte de valoare. De asemenea, mănăstirea a primit în dar din mai multe țări ortodoxe fragmente din moaștele mai multor sfinți așezate în raclele din Paraclisul, sfinții Zenovie și Zenovia. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul a fost întâmpinat la orele dimineții de soborul slujitorilor duminică și de credincioși în dângănitul clopotelor și al cântării pre-stăpânul. Clericii s-au îndreptat apoi spre Paraclisul de vară, unde s-a săvârșit sfânta liturghie. Pe care le purtați, față de mănăstirea Nechit, față de oștea
de monași, de credincioși care aici înălțăm rugăciuni. Mă bucur că astăzi sunt în număr mare și a venit cu recunoștință și ne-am amintit că nu invit pe nimeni la hram, dar ne-am amintit că la casa ta nu vii invitat. Mama și tata la copil nu se duce invitat, chiar dacă mai așteaptă la ușă câteodată. Dar fiii la părinți tot la fel nu merg invitați. Primești că este sărbătoarea pe casei tale, unde te adăm de la izvorul Duhului Sfânt, de la Dumnezeu, de la Maica Domnului, la Sfinții care o plătesc acestea Dumnezeu Mânahar. Mulțumim tuturor celor care ați adus rugăciuni, care ați adus gânduri bune. Vă rugăm să transmiteți în al Preasfințitului Părintele nostru Mitropolit, că asigurăm de ascultarea noastră, de supunerea noastră, de slujirea noastră, de mărturisirea cuvântului adevărului, de care mântuirea a poporului celui binecredincios. Praznicul de astăzi este pus, cum spuneam, spre o cercetare a sinelui, spre a vedea cât de drept în lumina lui Dumnezeu, care este sensul vieții noastre și în ce măsură, într-adevăr, lucrăm potrivit sensului, rostului pe care Dumnezeu l-a pus în viața noastră. Iată că praznicul de astăzi ne descoperă că încă în viață fiind, omul îl poate vedea Dumnezeu, pe Dumnezeu în slava sa. Și mulți din cei ce și-a schimbat viața din temelii, ieșind din iureșul lumii, în mănăstiri sau în pustii sau în pește, mulți dintre ei sunt cei care au văzut și au înțeles lucrarea lui Dumnezeu în istorie. Și această întâlnire cu Dumnezeu lasă o urmă înaintea omului și în inima omului și îl schimbă de săvârșit, încât omul nu mai binevoiește în grijile, în poftere și în seducția acestei lumi. Iată că despre Petru, Ioan și Iacov vorbise Domnul Apostolilor săi când le-a spus că sunt câțiva dintre voi care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea slava lui Dumnezeu venind cu putere, împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Despre acești trei apostoli era vorba. Aveau să vadă împărăția cerurilor în întâlnirea treimii pe muntele Taborului. Mântuitorul Hristos, norul, persoana Duhului Sfânt și glasul Tatălui, acesta este Fiul meu, cel iubit pe acesta să-L ascultați. Orice întâlnire, orice revelație pe care Dumnezeu o descoperă omului, lasă în urma omului lumină de neșters,